Astăzi suntem în parohia Ciugănești Sârbi, unde vom monta un clopot nou de 310 kg. Care va înlocui acest clopot vechi de epocă, turnat pentru parohia Ciocănești Sârbi în 1927. Și chiar aici scrie, pe 15 septembrie, la parohia Sfântul Nicolae. Să mergem să vedem clopotul nou. Este o clopotniță metalică cu o șapă de beton. Iată aici este clopotul montat astăzi de către noi. Acest clopot a fost turnat cu binecuvântarea părintelui paroh Dănuță Gheorghe. Clopotul este personalizat, scrie acest binevestitor. Este turnat cu binecuvântarea preasfințitului Vincențiu și cu sârguința preotului paroh pentru parohia Ciocănești Sârbi. Are 310 kg. Jugul și suporții sunt din metal, iar rolmenții sunt pe niște tălpi de stejar care vor sluji drept pernă pentru eliminarea vibrațiilor în clădire. Am luat proiectele clopotului din Imperiul Țarist, datată din 1764, de la o familie de turnători de clopote cu numele Pirogov, care turnau clopote în Moscova. Și acest profil este cel mai bun profil de clopot pentru biserica noastră creștin-ortodoxă și ca formă și ca notă muzicală, nu sunt note înalte catolice, sunt note grave, care îi dă o vibrație și o caracteristică a ortodoxiei. Asta face diferența dintre clopotele grave ortodoxe și catolice cu sunete înalte. Deci, de ce clopotul acesta este adevărat? Deoarece, în primul rând, profilul este corect, care dă o notă muzicală clară. Pentru asta se folosește proporția de metal cupru 78%, staniu 22%. Și foarte important, și limba să fie din oțel, asigurată cu șufă. Cândva, pe timpuri, nu exista șufă și nu asigura nimeni limbile. La clopote acum, mai nou, toți asigură, deoarece toți sunt mai precauți pentru siguranța oamenilor. Așa că cumpărați, fraților, clopote adevărate.